Andreea Bălan l-a adus pe misteriosul ei iubit american în România după povestea încheiată nu foarte fericit cu fostul iubit. Cheo, cântăreața, și-a găsit fericirea în brațele acestui tânăr care pare din ce în ce mai pregătit pentru o relație serioasă cu frumoasa artistă. Dar să vedem ce au făcut împreună în România. Andreea Bălan și-a adus americanul în România. Vedeta și-a invitat iubitul să petreacă o săptămână alături de ea în țară și, probabil, să-i cunoască și familia. Însă, înainte de toate, frumoasa cântăreață a vrut să-i arate tânărului de peste ocean ce show-uri face atunci când e pe scenă. Așadar, americanul a însoțit-o pe Andreea la concertul ei de la Piatra Neamț, iar de acolo au plecat la București. Bărbatul care a făcut-o să simtă din nou fluturi în stomac s-a înțeles foarte bine cu organizatorii concertului, ba chiar a stat de vorbă cu ei. Și drept dovadă că se simte bine în țara iubitei sale, frumușelul american a trecut și pe acasă.